Bună dimineața, ora 7 fix. Ce faceți, cum sunteți? Astăzi este miercuri, dar mă simt ca într-o zi de joi, de vineri, de nici nu mai contează. Fericit, cu chef de viață. Mai ales că dis de dimineață nu mi-a mai fost frig. Am venit la serviciu, da. Exact așa cum o vedeți îmbrăcat. Știu că nu mă vedeți la radio, vă zic că am doar o gecuță și un tricouț. Ca de obicei, ca cum zice, obicei. Mama, ți-ai luat tricouțul? Mi l-am luat. Gecuță, da, gecuță. Ești foarte concentrat la ceva, dragul meu, Cosmin? Pentru că același site, care AccuWeather, care ne anunța, eu sunt tot în odăile, nici nu mă mai uit, da. Cu surle și trâmbițe că va ninge în data de 13, care a trecut. Așa. Și care va ninge în București. În București, așa, în capitala noastră iubită. Acum ne anunță că se va întâmpla acest lucru în data de 24 noiembrie. Deci abia aștept. 24 noiembrie ninge în București, la odăile nu. Prima ninsoare ar putea veni peste numai câteva zile. Mie mi-arată că chiar la dacă odăile temperaturile sunt destul de ridicate. Și așa, fii atent. Zice că o să fie 10 grade. Cum o să ningă la 10 grade? Nu știu. Întreb și eu. Nu știu. Poate pe furiș. O să ningă pe furiș ca Moș Crăciun. Nu? O să ningă pe horn. Pe știi horn, că Moș Crăciun vine pe horn. Vine, da. Da. Când vine? Când mai horn? Când vine, da. Da, când mai horn? Vine moșul la tine sau încă? La mine? Da. A era venit să zic fiecare an? Da. La unele domnișoare vine în fiecare seară, dar nu este asta o problemă. Da, hai să corect zicem bună dimineața ascultătorilor și colegilor noștri. Să vă salutăm zicem, și pe WhatsApp la 0754222999, unde puteți deja să ne spuneți bună dimineața așa din tot sufletul. Să ne spuneți, cu toată gura, cum s-ar spune, că avem mesaj audio de la voi și de la copii puțin mai târziu, fiindcă o dăm în mintea copiilor. Astăzi avem și un concurs. Avem incubatorul de premii. De cadouri. Da, tot premii sunt, e corect. Și corect, merge da și incubatorul. Incubatorul de cadouri, da. De cadouri, da. La Radio Impuls România, fiindcă încă ai super toamnă în difuzoare și avem o super mașină după pe care o dăm. Să facem super iarnă în difuzoare, nu? Da, corect. Dar nu să facem niciodată super iarnă în difuzoare. Da, la super toamnă trecem la super primăvară. Supermarket. Da, supermarket, da. Deci avem o mașină, atenție, premiul cel mare. În fiecare dimineață, în schimb, dăm un expresor de cafea. Ieri am dat două, astăzi avem unul pentru voi. Stați pe fază să auziți cuvântul zilei, cuvântul cheie. Da. Și ce mai avem de făcut? Să instalăm aplicația Radio Impuls, să ne înscriem acolo în aplicație, un buton mare, mare, mare și roșu, e foarte ușor să te înscrii. Și după aia, momentul în care te sunăm, primul lucru pe care tu îl spui, atunci când noi zicem alo, bună dimineața, tu spui ascult Radio Impuls, da? Este foarte simplu, o să vă ziceți care este și cuvântul cheie. Da, cuvântul cheie de astăzi este cheie. Nu, cheie, nu. Bine, cuvântul cheie de astăzi este cheie. Cheie, păi nu, este logic, da? Bună dimineața, rămâne în gric și cernat aici. Dimineața pe doi. Impulse. Enjoy the hits. Ora 7 și 6 minute. Astăzi avem o sărbătoare internațională foarte importantă, fiindcă noi ce-i mai găsit? Noi ținem și sfinții, dar ținem și sărbătorile internaționale. Mai găsit ceva, da. Da, astăzi e internațională avem sau națională? E internațională. Ah, bine, da, m-am liniștit. Este ziua internațională în care facem curat în în ce? În în casă. Nu? În ce? Mai zi. Unde să facem curat? Zi, gândește-te. În curte. Nu. În relație, nu. În frigider. În frigider, da. Astăzi, asta se sărbătorește la nivel mondial. Nu știu cine stabilește zilele astea. Al meu e mai mult gol, că nu mai au mâncare, să nu mănânc. A, da? Da, ușor de curățat al meu. A, ok. Serios, nu mai am mâncare. Am aruncat la mâncare pe care m-am oprit numai. Da, deci astăzi este ziua internațională a făcutului de curat în frigider. La modul că arunci tot ce nu-ți trebuie. Eu am făcut în urmă cu câteva zile, am sărbătorit un pic în avans, n-avea ce să fac. Nu, ideea, păi stai puțin, ce înseamnă? Doar că arunci ce e expirat sau faci stricat? Curat sau tot. Faci curat tot. Oare să mai dezgheață frigiderul ca pe vremuri? Nu, că nu mai fac gheață frigiderele astea noi. O bune. Da, deci serios. Cu toate că știi cum e, mama mai are chestia, închide frigiderul că îngheață, se strică. Mama, nu mai sunt de alea frigidere de alea. Vezi că s-au schimbat. Da, punea, ții minte, mamaia mea punea niște prosoape, niște cârpe pe jos când dezgheța frigiderul. Da, curgea tot frigiderul. Așa e, da. Fiindcă el făcea multă gheață, așa era tehnologia de pe atunci, știi? Da, n-aveai voie să bagi mâncare caldă, că se strică, știi? Da, exact. Deci eu am făcut curat în frigider, dar parțial am aruncat o pizza pe care o aveam acolo, cred că de o săptămână. Se mai întâmplă. Și mi-am luat toate
bolurile, cum îi zice, caserolele care zice. Au deasupra ceva. Știi că faci mâncare oba și pui... Pui un căpăcel de la... Un căpăcel care... sau o folie de aluminiu, știi? A, da. Da. Ia zi, ai bani? Ai bani dacă ai folie de aluminiu, eu nu stric pe asta. O pun doar când gătesc, acopăr friptura, așa. A, serios? Da. Ești zgârcit la folia de aluminiu? Nu, am toate foliile le-am și de gătit. Și am constatat că aveam mâncare... Și medicamente expirate. Tu ții medicamentele în frigider, nu? Nu. Ah, ok. Nu, dar asta cu medicamente expirate o discutăm altă dată. Partea bună nu este prea expiră, știi? Că muștarul nu prea expiră. Niciodată. Deci aveam eu o smântână în Canada care nu expiră, pe cuvântul meu. De ce, serios, era, am uitat-o? Din ce era făcută? Nu era din lapte, nu? Era Ipsos, cred că. Știi? Așadar, astăzi sărbătorim cu mult fast, nu uitați. Luați-vă iubita de mână, soția sau ce aveți și spune iubito, am o surpriză pentru tine. Vreau să sărbătorim ceva. Împreună. Nu, separat. Astăzi sărbătorim felul în care tu reușești să faci curat în frigider. Iar eu te susțin, evident. Absolut, sunt acolo. Bine, știi cum e chestia? Cu berea în mână. E cum vorbeam noi de fiecare dată, trebuie să ducem gunoi. Gunoiul, da. Ți-a plăcut aia, da. Înțelegi. Parcă, eu repet, parcă văd de trei cetățeni care duc un tomberon, înțelegi, de la mare, da. Și îl mută, știi? Și o punguță de aia mică, trebuie să-l ducem. Hai, mă rog, bună dimineața, să ducem emisiunea mai departe. Faceți, sărbătoriți un pic mai târziu, că acum sunteți ocupați, știm și noi. Aflăm în scurt timp cu ce sunt ocupați și copiii. Noi, în schimb, vorbim și alte subiecte. Bună dimineața! Dimineața! Dimineața pe noi! Your hit music playlist. Impulse. Going like that. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. La mulți ani, vreau cui să-i spun pe această mulțean. Cale, fiindcă cui? Ieri n-am apucat, dar am aflat târziu la regelui Charles. Ah, da, la 75 de ani. A avut o petrecere în care... Surpriză, nu? Surpriză, nu, că nu-l mai ține inima, săracul, doamne, are o vârstă, nu. La vârsta asta nu mai faci petrecere surpriză. La palat, surprise! Stăteau cu... A avut un tort. Și cu tort, a avut tort? Am văzut, da, a avut un tort mititel, să știi, n-a fost un tort mare. Eu mă așteptam, datorită faptului că el vine foarte des pe la Viscri, așa, să aibă și el un tort de sarmale. Vorbesc foarte serios. Da, poate i-au trimis oamenii, mă, ceva merinde. Ci că la Viscri l-au așteptat la Viscri oamenii cu sufletul la gură, au tăiat porcul. Normal că vine Crăciun. Au tăiat vreo 10 găini, că vine regelul de legea Charles să facă mare ospăț. Da, oamenii ăștia chiar nu s-au gândit să trimită, repet, un pachet. Exact. La Buckingham acolo. Da. De exemplu, foarte mulți oameni care s-au dus la birtul din sat au luat pe caiet zicând că dă Charles de băut. Da. De unde datoria rămâne, n-a venit. Dar cine știe, poate la anul vine și își face ziua de naștere la Viscri. Oricum, prima zis... vizita lui a fost în România, că după ce în corona. Un fun fact apropo de regele Charles, are 75 de ani și vreo 74 de ani a fost prinț. Da, fiindcă a fost prinț moștenitor. Sau cum îi zicea, prinț, ceva prins moștenitor, o chestie de genul ăsta. Păi știi că a fost o perioadă în care n-a mai fost. Deci o perioadă n-a mai fost în istoria. Serios, era ocupat. Nu era ocupat, a fost căsătoria cu Lady Diana și după aia au zis că nu mai e el succesorul și după care s-a revenit asupra deciziei. Uite, ca să-i regale. Asta nu știam. Da, au fost tot felul de situații de asta. Oricum... Și că la primăria din Viscri în continuare este așteptat la biroul de evidență a populației, fiindcă el este trecut acolo, prințul Charles, înțelegi? Da, și trebuie să-l treacă rege. Rege, dar omul n-are dosar cu șina. Nu găsește în Anglia dosar cu șina. Da, eu fii atent. Eu, și atunci am mai amânat tu asta. Tu mi-ai zis că n-are pașaport? Da. Tu mi-ai zis, nu? Da. Păi dacă n-are pașaport, de ce să aibă buletin? Păi în România nu contează. În România trebuie să ai adeverințe, acte, să vii cu ele în original și în copie. Eu că tot timpul pașaport, m-am întrebat. Pus-o. Dacă n-are pașaport sau o avea carte de identitate, înțelegi? Acum are corona. Vine cu corona. Da, vine cu corona. Da. Bine, vine cu corona Charles, noi venim cu o scurtă pauză. Și la mulți ani, apropo. La mulți ani. O scurtă pauză, atât. În câteva momente ne întoarcem, dragii mei. Stați cu noi. Dimineața pe noi. This is...